Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Am început data trecută, duminică seara, și vom continua pentru multe duminici de aici înainte un ciclu de lecții biblice numite Cum este Biserica lui Dumnezeu? La un moment dat, ciclul acesta de lecții își va schimba titulatura în lucrarea și persoana Duhului Sfânt. Și aceasta doar pentru că nu poți vorbi de cum este Biserica lui Dumnezeu fără ca să vorbești de lucrarea Duhului Sfânt. Am spus data trecută în prezența celor care ați fost alături de noi la închinare că există concepții greșite despre Biserica Domnului Iisus Hristos. Prima este confundarea, este atunci când capul se confundă cu trupul, în imaginea care este comparată cu biserica spirituală, un organism uman. Și a doua concepție greșită este izolarea, atunci când oamenii izolează capul de trup și cred că Biserica Domnului este doar o asociație umană, asemenea asociației automobiliștilor, fumătorilor sau nefumătorilor. De asemenea, am început să spunem despre faptul că Biserica lui Iisus Hristos are o identitate. Și această identitate este dată de prezența și de lucrarea, de activitatea Duhului Sfânt. Am arătat de asemenea că Duhul lui Dumnezeu are o lucrare în interiorul omului și o lucrare în exteriorul omului. Lucrarea pe care o face în interiorul omului o face în beneficiul omului. Duhul Sfânt lucrează în om pentru binele lui. A doua lucrare care urmează primeia este lucrarea în afară, în exterior, când Duhul Sfânt îl folosește pe om spre binele altora. Am arătat de asemenea că lucrarea aceasta interioară are mai mulți pași și unul dintre ei, primul de asemenea, este pocăința. Am spus că pocăința începe cu lucrarea de cercetare a Duhului Sfânt și a Cuvântului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt îi transmite omului, prin mesajul Evangheliei lui Iisus Hristos, sfințenia lui Dumnezeu și păcătoșenia lui. Incompatibilitatea acestor două stări și vinovăția omului care reclamă justiția lui Dumnezeu. O justiție care nu va întârzia să se manifeste prin mânia veșnică a lui Dumnezeu, începând cu judecata și omul ca o consecință a vinovăției lui, pe care și-a permis-o în fiecare zi, sfidând justiția și sfințenia lui Dumnezeu, va suporta mânia lui Dumnezeu în eternitate, în iadul de foc și de pucioasă. Dar intenția lui Dumnezeu nu este ca pe om să-l ducă în iad. De aceea îl cheamă la pocăință. Când omul este informat despre iubirea lui Dumnezeu și despre vinovăția lui, dar și despre oportunitatea de a primi o natură nouă, ca o reacție a informației Evangheliei, omul se pocăiește. Pocăința este o acțiune voluntară, personală și conștientă a fiecărui om. De aceea, niciun om nu se poate pocăi în locul altuia sau nu poate contribui la pocăința altuia în mod direct. Spuneam că există metode de a înlocui adevărata pocăință și nu le mai amintesc în această seară. Am rămas data trecută acolo unde începem în această seară, la al doilea pas al lucrării interioare făcută de Duhul Sfânt în inima omului, numită nașterea din nou. De aceea în seara aceasta, frați și surori, vom privi în cuvântul Domnului ca la singura carte de unde putem învăța despre lucrurile spirituale. Nu există o a doua carte în lume care să ne învețe despre Dumnezeu în afară de Biblie. Biblia este singura carte care ne învață despre Dumnezeu în mod infailibil, adică fără greșeală, în mod obiectiv, în mod cinstit. Pentru că este singura carte care vine de la Dumnezeu, care este revelată de Dumnezeu prin apostoli și proroci. Nașterea unui copil este o naștere naturală
Și este totuși o minune. Pentru nașterea unui copil este nevoie de doi părinți. Copilul care se naște nu are capacitatea să vrea dacă se naște sau nu. El pur și simplu, fără să aleagă sau să respingă nașterea, se trezește în lumea noastră. Nașterea unui copil este un act de moment care finalizează procesul formării unui copil în pântecele, în abdomenul mamei lui. Acest act de moment, care înseamnă ieșirea copilului din pântecele mamei lui și intrarea în lumea materială, este urmat de un proces lung de creștere, când copilul crește în înălțime, în greutate, în cunoaștere și în abilitățile psihice. Când Domnul Iisus Hristos vorbește despre nașterea din nou, folosind sintagma aceasta, expresia aceasta, nașterea din nou, El folosește această expresie pentru că vrea să facă o comparație cu nașterea naturală, doar pentru ca să înțelegem care este semnificația spirituală a acestei expresii, naștere din nou. Când Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră, El s-a confruntat cu problema de a nu fi înțeles în lucrurile aduse de sus. Lucrurile de sus nu seamănă cu lucrurile de jos. Iisus n-a venit să ne vorbească despre business, despre bani, despre mașini sau despre alte lucruri. El a venit să ne vorbească despre lucruri dintr-o altă lume de care noi suntem complet străini. Ca să înțelegem lucrurile acestea străine, El le pune în comparație cu lucrurile din lumea noastră. Dar comparația este doar pentru ca să înțelegem prin analogie, prin comparație, lucrurile aduse de Iisus din lumea duhovnicească. Și El ne vorbește despre nașterea din nou doar ca să o compare cu nașterea naturală și folosește comparația doar ca să înțelegem care este învățătura spirituală în expresia naștere din nou. În primul rând, în această seară, frați și surori, vreau să vă spun că Biblia este o carte care în procesul revelației de către Dumnezeu prin apostoli și proroși, Dumnezeu fiind autorul. Cei care au scris Biblia nu sunt autori, sunt scriitori. Biblia are peste 40 de scriitori, nu peste 40 de autori. Biblia are un singur autor, pe Dumnezeu. Profeții din antichitate, din vechime, au profețit, au anticipat evenimentele nașterii din nou, în urma lucrării mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Așa că în Ezechiel, capitolul 11, versetele de la 19 la 20, Domnul spune: le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne, ca să urmeze poruncile mele, să păzească și să împlinească legile mele. Ei vor fi poporul meu. Când? Când vor avea o inimă pe care eu le voi da. Și eu voi fi Dumnezeul lor. Când? Când voi avea o inimă pe care eu le voi da. Aceeași carte, capitolul 36, versetele de la 26 la 27. Vă voi da o inimă nouă și vă voi pune un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi pune să urmați poruncile mele, să păziți și să împliniți legile mele. În al doilea rând, aș vrea să vorbim despre nevoia, despre necesitatea nașterii din nou. Iisus spunea în Ioan, capitolul 3, versetul 3, trebuie să vă nașteți din nou. Nu este o alternativă, este un imperativ, este o poruncă, este o obligație absolută, fundamentală. Trebuie, oricine trebuie să se nască din nou. Când Iisus spune oamenilor trebuie să se nască din nou, nu vorbește confesiunilor religioase, catolicilor, ortodoxilor, evanghelicilor, și vorbește oamenilor. Nu vorbește șoferilor, strungarilor sau altor categorii de profesii, ci vorbește oamenilor. Fiecare om trebuie să se nască din nou. Este o nevoie absolută și fundamentală a fiecărei ființe umane care este adultă. Natura omului făcut de Dumnezeu în Eden a fost afectată de evenimentul păcatului, când Eva și mai apoi Adam l-au trădat pe Dumnezeu, comunicând cu șarpele,
și partenerim cu șarpele încălcând porunca divină, atunci natura divină a omului, care a fost fără păcat, ca și a lui Dumnezeu, s-a pervertit și a devenit o natură stricată în facultățile Duhului, care implică conștiință și intuiție, în facultățile sufletului, care implică sentiment, rațiune și voință, și în facultățile trupului, care implică funcțiile biologice ale omului. Toate aceste trei entități au fost pervertite în perfecțiunea exprimării lor. Așa că omul astăzi are o conștiință pervertită, defectă, deformată. Are sentimente, rațiune și voință pervertite, defecte de păcat, defectate de păcat. Iar trupul lui, carnea, este înclinată înspre păcat. Omul se uită cu ochiul, poftește și păcătuiește înaintea lui Dumnezeu. Pentru că natura în care omul a ajuns să trăiască astăzi este o natură păcătoasă. De aceea trebuie nu doar să te lași de țigări sau să schimbi religia, ci trebuie neapărat să-L inviți pe singurul care poate să schimbe natura aceasta. Și acela este Dumnezeu, a Lui să fie onoarea. Omul natural, nemântuit, din punct de vedere spiritual, este, Efeseni capitolul 2, versetul 3, copii ai mâniei. Efeseni capitolul 2, versetul 2, fii ai neascultării. Luca 16 cu 8, fii ai veacului acestuia, peste care va veni mânia lui Dumnezeu. 1 Ioan 3 cu 10, fii ai diavolului. Așa sunt toți oamenii nenăscuți din nou, care trăiesc în firea carnală, în firea păcătoasă, în firea normală, naturală a oricărui om născut din femeie, născut în păcatul adamic și mai apoi practicând conștient și voluntar și personal păcat după păcat în fiecare zi. Sunt fiii mâniei, fiii neascultării, fiii veacului acestui, adică fiii lumii, produsul lumii, și sunt fiii diavolului. De aceea este nevoie, om al lui Dumnezeu, să ieși din această poziție păcătoasă și să-L lași pe Domnul să te transforme și să-ți ofere o natură diferită de fiii neascultării, fiii diavolului, fiii veacului acestuia și fiii mâniei. Care este rezultatul nașterii din nou? Efeseni 2 cu 12 e primirea unei noi cetățenii. Noi, în mod special dumneavoastră, care ați emigrat cu mulți ani în urmă din România, în această nouă țară, pentru o viață mai bună, aveți experiența emigrației și a dobândirii unei noi cetățenii. Vă aduceți aminte cât ați dorit această cetățenie și cât de mult ați luptat pentru ca să o aveți? De ce ați vrut să o aveți? Pentru că este o cetățenie care vă conferă drepturi la care ați visat o viață întreagă. Cetățenia aceasta este superioară prin ceea ce oferă ea cetățeniei din România, unde nivelul de viață este mult inferior, venitul unei familii este foarte mic și, în general, existența este predispusă la sărăcie și la tot felul de neajunsuri. Cetățenia americană vă conferă drepturi, vă conferă privilegii și vă conferă o poziție de drept și de fapt într-o țară bogată, într-o țară prosperă, o poziție de care vă bucurați din plin. Această cetățenie este importantă. Tot la fel, în plan spiritual, nașterea din nou, ca rezultat al ei, are o cetățenie cerească, unde părăsim cetățenia de pe pământ cu dreptul de a merge în iad, primim cetățenia cerească cu dreptul de a stăpâni și de a fi în împărăția lui Dumnezeu. Și acesta este un lucru extraordinar, săvârșit de Dumnezeu în iubirea Lui. De aceea și noi spunem, slăvit să fie Domnul. Pavel spunea în Efeseni 2 cu 12, aduceți-vă aminte când erați fără Hristos. Aduceți-vă aminte când erați fără cetățenie în Israel. Al doilea rezultat al nașterii din nou îl găsim în Efeseni 2 cu 5, este primirea unei noi vieți, a unei noi existențe spirituale. Ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Hristos nu ne oferă o religie. Hristos ne oferă viață spirituală. Și cine nu are această viață spirituală, dobândită personal prin nașterea din nou în urma pocăinței, este mort spiritual.
El este viu profesional, este viu biologic, este viu emoțional, este viu intelectual, este viu financiar, este viu ca cetățean în societatea americană, dar din punct de vedere spiritual pentru Dumnezeu este mort. Aduceți-vă aminte cum argumentează Iisus când îi respinge pe cei care vreau să intre în cer și le spune: plecați de la mine pentru că nu vă cunosc, nu v-am văzut, voi sunteți morți pentru mine. Un al treilea rezultat este primirea unei naturi noi, o minte nouă care nu te mai chinuie cu gânduri păcătoase, sentimente noi, o natură nouă care nu te mai chinuie cu patimi și dorințe păcătoase, o natură nouă. Dumnezeu îți dă o inimă nouă care iubește neprihănirea, nu păcatul. Un al patrulea rezultat al nașterii din nou este primirea unei minți noi. 1 Corinteni 12:2. Când erați păgâni, fără Dumnezeu, nu știați, de aceea vă duceați la idolii cei muți. Vă duceați la idolii cei muți pentru că mintea nu era luminată de Evanghelie. Trăiați în confuzie. Nu făceați diferența între Dumnezeul viu și adevărat, care merită închinarea, adorarea, aprecierea și respectul, și idolii cei muți. Vă duceați la ei și îi sărutați, le dăteați închinare, le aduceați daruri, ca și cum ați fi avut obligație la ei și ca și cum ei v-ar fi făcut bine. Obiectele acelea din piatră sau din lemn, pictate sau desenate, n-au făcut nimic pentru voi. Vă duceați la ei pentru că mintea voastră era în întuneric, n-aveați cunoașterea lui Dumnezeu. Dar acum când o aveți, comportați-vă ca atare. Ultimul lucru ca rezultat pe care vreau să-l spun, măcar că el nu este ultimul rezultat, este primirea dreptului de a împărăți împreună cu Domnul Iisus Hristos în împărăția sa. Biserica este singura instituție divino-umană care trăiește în două dimensiuni. Într-o dimensiune prezentă și viitoare, într-o dimensiune acum, dar și veșnică. Niciun om de pe pământ nu trăiește în două dimensiuni ca cei născuți din nou. De aceea oamenii născuți din nou, care au o viață dată din Hristos, nu se tem de moarte așa de mult ca ceilalți. Pentru că omul care nu e mântuit când a murit a pierdut totul. Dar omul mântuit când moare, pierde lucrurile materiale, dar câștigă toate lucrurile spirituale din împărăția lui Dumnezeu. El trece dintr-o viață cu necazuri și lipsuri, într-o altă viață fără necazuri și fără lipsuri. De aceea Pavel spune: orică trăiesc acum, îmi place, orică mă cheamă Domnul acasă, îmi place. Mai mult mi-ar place să mă cheme Domnul acasă, dar pentru voi e de folos să rămân aici, pentru că vă slujesc, iar slujirea mea vă crește spiritual. În al patrulea rând, frați și surori, în această seară, ce nu este nașterea din nou? Ce nu este nașterea din nou? Vă rog să întoarceți paginile Bibliei în primul capitol al aceleiași Evanghelii după Ioan și să priviți versetele 12 și 13 pe care am să le citesc acum. Dar am să citesc de la 11 spre o mai bună înțelegere. A venit la ai săi, Iisus, despre el e vorba, și ai săi nu l-au primit. Știți bine că l-au răstignit, folosindu-se de puterea politică și armata a Romei, instigați de puterea religioasă a preoților lui Israel. Versetul 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred, acesta este pasul numărul 1, pocăința, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți, și acum Biblia spune ce nu este nașterea din nou. Și priviți, născuți nu din sânge. În primul rând, nașterea din nou nu este o naștere din sânge. Ce este nașterea din sânge? Nașterea din sânge este nașterea naturală, biologică. Este nașterea de care am avut parte fiecare dintre noi care existăm acum. Asta vrea să spună că la naștere nu primești o profesie, nu primești un titlu academic și nu primești o poziție spirituală. Când te naști, este fals să crezi că te-ai născut cu profesia de inginer, este fals să crezi că te-ai născut cu capacitatea intelectuală de profesor, este fals să crezi că te-ai născut cu poziția de creștin în împărăția lui Dumnezeu. Este fals!
Aceste lucruri le dobândești personal, conștient și voluntar. Personal, conștient și voluntar. Dacă vrei să devii doctor, trebuie să devii doctor, nu te naști doctor. Dacă vrei să devii profesor, trebuie să devii profesor. Dacă vrei să faci o facultate, trebuie să o faci, nu te naști cu ea. Și dacă vrei să devii creștin, trebuie să devii, nu te naști creștin. Nu te naști creștin sau necreștin, te naști om, te naști copil. Și de aici încolo devii ce vrei. Iar ce ești acum este ceea ce ai ales. Iar pentru ce ai ales vei răspunde în fața lui Dumnezeu. Nașterea din nou nu este nașterea naturală. Când omul se naște, nu înseamnă că devine creștin. Așa cum dacă eu mă nasc în familia unor ingineri, nu devin inginer. Dacă mă nasc în familia unor creștini, nu devin creștin. Dacă mă nasc în familia unor doctori, nu devin doctor. Ci eu sunt doar copil și atât. Restul sunt ceea ce devin eu. Eu prin ceea ce fac, prin ceea ce aleg. Mergem mai departe, versetul 13. Născuți nu din voia firilor. Nu din voia firilor. Asta înseamnă nu din ambiția, nu din dorința, nu din capacitatea lui. Nașterea din nou este un eveniment supranatural, este un miracol, este o minune dumnezeiască făcută de puterea nemaipomenită și infinită a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. De aceea niciun om nu se poate naște din nou prin puterea lui. Este fals să crezi că dacă te lași de țigări, dacă renunți la înjurături, dacă nu mai folosești alcool și droguri, devii creștin, poți să devii cel mai moral om de pe pământ. Asta nu înseamnă naștere din nou. A renunța la anumite comportamente păcătoase nu înseamnă că ești născut din nou. Nașterea din nou este o acțiune supranaturală pe care o realizează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în urma pocăinței. De pocăit te pocăiești dumneata, de născut din nou te naște Duhul lui Dumnezeu. Pocăința este o lucrare a mea, este reacția mea la chemarea Duhului Sfânt prin Evanghelie. Născuți nu din voia vreunui om. Asta înseamnă că nicio religie constituită din oameni, niciun sistem religios nu poate să nască din nou. Nicio confesiune religioasă nu poate să ofere dreptul de creștin. Nici biserica ortodoxă, nici biserica catolică, nici biserica penticostală. Nici o biserică să ierte păcatele. Singurul care iartă păcatele este cel care a fost așezat pe lemn. Doar lui s-a dat numele, în numele căruia se iartă păcatele oamenilor. Doar sângele lui, vărsat din rănile lui, făcute de spini, de suliță, sunt acela care iartă păcatele oamenilor. În sângele lui Iisus Hristos, bisericile, instituții religioase, confesiunile umane, nu pot da oamenilor iertarea păcatelor și nașterea din nou. Milioane de oameni sunt înșelați de organizații religioase care promit iertarea păcatelor. Nici o biserică nu iartă păcatele. Nici purgatoriu catolic, nici indulgențele catolice, nici harurile bisericilor istorice, nici harismele bisericii penticostale, nimeni. Iisus Hristos este singurul care iartă păcatele oamenilor. A Lui să fie gloria. De aceea a venit pe pământ, ca să ne ierte de păcatele noastre. De aceea avem nevoie de El, ca să fim iertați. Prima referire pe care Ioan o face în Evanghelia sa cu privire la Duhul Sfânt este legată de subiectul nașterea din nou. Subiectul acesta este obiectul discuției Domnului Iisus Hristos cu teologul vremii Nicodim. Domnul Iisus Hristos îl abordează pe acest om care îl caută cu frământările lui și în ciuda faptului că el de profesie era învățător de religie, era teolog, era învățător al Bibliei din vremea aceea, în ciuda acestui fapt, în ciuda profesiei lui, exact pe specialitatea aceasta, el are mari lacune în înțelegerea
condițiilor pentru intrarea în împărăția lui Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus Hristos, pentru că are cu cine să discute probleme teologice, o face. Și îi spune lui Nicodim un lucru fundamental. Versetul 3 din textul citit. Dacă cineva nu se naște din nou, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Stimat prieten care în seara aceasta ai venit la Betania căutându-L pe Domnul, vreau să-ți spun din partea lui Dumnezeu un lucru peste care niciunul dintre noi doi nu poate să treacă. Dacă nu te naști din nou, nu o să vezi împărăția lui Dumnezeu, orice altceva ai face. Într-un singur fel poți să vezi împărăția lui Dumnezeu, dacă te naști din nou. Versetul 5, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu dacă nu se naște din nou. Împărăția lui Dumnezeu poate fi văzută și poate fi locul unde intri pentru eternitate când pleci de pe pământ, prin condiția nașterii din nou. Devine fundamentală nașterea din nou. Domnul Iisus spunea, trebuie. Nu are importanță ce religie ai, trebuie să te naști din nou. Însă religia pe care o ai nu te naște din nou. Unul singur te naște din nou, Dumnezeu. Cum? Și acum am ajuns la miezul subiectului din această seară. Domnul Iisus Hristos spune, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dintr-o dată am ajuns la punctul în care Domnul Iisus Hristos ne spune cine face nașterea din nou. Pentru mine, ascultătorul din această seară, eu știu că sunt un om păcătos. Stau pe bancă și știu că sunt o persoană vinovată în fața Sfințeniei lui Dumnezeu. Dacă mă compar cu un alt om din societatea contemporană, probabil sunt mai bun decât el. Probabil sunt mai realizat, mai moral. Dar când mă compar cu ceea ce Dumnezeu vrea de la mine, cu Sfințenia lui Dumnezeu, dintr-o dată eu mă văd o persoană vinovată. Și stând pe bancă în această seară la Betania și ascultând predica, realizez că Dumnezeu e sfânt, iar eu sunt păcătos și între noi doi nu poate exista o legătură, pentru că ne desparte păcatul. Eu știu că trebuie să mă nasc din nou, dar nu știu cum. Nu înțeleg ce înseamnă să mă nasc din nou și cum se poate ajunge la această performanță spirituală. Și dintr-o dată Domnul Iisus Hristos răspunde căutătorilor de Dumnezeu spunând, trebuie să vă nașteți din nou, din apă și din Duh. Și în seara aceasta procedem la cercetarea Evangheliei, adică începem cercetarea Cuvântului Dumnezeu, să vedem ce înseamnă să te naști din apă și din Duh. Frați și surori, acum vă cer să fiți atenți și înțelegători. De-a lungul istoriei creștine, născut din Duh este simplu, e născut din Duhul Sfânt, dar născut din apă constituie o problemă. Și de-a lungul istoriei creștine s-au dat mai multe explicații cu privire la ce înseamnă să te naști din apă. În primul rând, una dintre explicațiile care s-au dat cu privire la ce înseamnă să te naști din apă este apă din apă, este simbolul pentru Duhul Sfânt. Știți că Duhul Sfânt are multe simboluri. Este simbolizat de foc, de un de lemn, de porumbel și de multe alte lucruri. Dar este simbolizat și de apă. Și unii oameni, unii creștini au spus că să te naști din apă înseamnă de fapt să te naști din Duh. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos a spus așa, trebuie să vă nașteți din Duh și din Duh. Deseori Domnul repetă anumite cuvinte importante pentru ca să facă limpede ceea ce vrea să spună. El spune deseori, adevărat, adevărat vă spun. Acest curent de gândire teologică, oamenii aceștia care spun că din apă este simbolul Duhului, spun că Domnul Iisus Hristos a întărit din Duh și din Duh pentru ca să arate că numai din Duh se poate. O a doua explicație care s-a dat acestei expresii din apă este lichidul amniotic în care stă fătul, în care stă copilul în pântecele mamei lui, în perioada de 9 luni în care se zămislește trupul lui. Adică este vorba despre nașterea fizică.
Observați mai sus versetul 4, Nicodim vorbește despre nașterea fizică, iar în versetul 5, Domnul Iisus Hristos răspunde lui Nicodim. Versetul 4 spune, cum se poate naște cineva? Eu sunt un om bătrân, vrei să intru din nou în pântecele mamei mele și să mă nasc din nou? Și Domnul Iisus Hristos răspunde în ideea lui Nicodim cu nașterea naturală. Cu alte cuvinte, Domnul a spus în versetul 5, cine se naște natural și mai apoi se naște din Dumnezeu, intră în împărăție. O a treia interpretare din apă este în timpul botezului în apă. Asta înseamnă că cine se botează în apă și cine primește lucrarea Duhului Sfânt va fi născut din nou. Deci, în versetul 5, Domnul Iisus Hristos a spus, adevărat, adevărat îți spun că dacă cineva nu se naște din botezul în apă și din Duh, nu poate să vadă în împărăția lui Dumnezeu. Este un al treilea curent de gândire care cuprinde o mare masă de credincioși care cred că nașterea din nou este făcută în timpul botezului în apă și prin lucrarea Duhului Sfânt, nu botezul Duhului Sfânt. Botezul Duhului Sfânt este o experiență superioară, separată de mântuire. Ea poate fi imediat după mântuire sau la o perioadă mai îndepărtată de mântuire. Aceasta este o problemă particulară de la om la om. A patra explicație, care este și punctul nostru de vedere, este că din apă înseamnă din cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că Domnul Iisus Hristos a spus așa, adevărat, adevărat vă spun că cine nu se naște din cuvânt și din Duh, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Și acum vă rog, frați și surori, indiferent de opinia pe care dumneavoastră o aveți, poate unii dintre dumneavoastră nu aveți nicio opinie, vă rog să ascultați câteva texte biblice și Duhul Sfânt va fi în stare să ne lumineze. Efeseni 5:26. S-a dat pe sine însuși ca să o sfințească după ce a curățit-o prin cuvânt. 1 Petru, capitolul 1, versetul 23. Fiindcă ați fost născuți din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu. Ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care putrezește, ci dintr-una care nu putrezește, din cuvântul lui Dumnezeu. Iacov 1:18. El de bună voia lui ne-a născut prin cuvântul adevărului. Ioan 15:3. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Acestea sunt cele mai importante texte biblice care întăresc explicația potrivit căreia afirmația Domnului Iisus Hristos trebuie să vă nașteți din apă și din Duh, înseamnă trebuie să vă nașteți din cuvânt, din Biblie, din Evanghelie și din Duhul Sfânt. Aceste două entități care sunt de dincolo din lumea noastră sunt purtătoarele puterii regeneratoare a lui Dumnezeu. Nu există în filozofiile umane putere de regenerare. Nu există în liturghiile omenești putere de regenerare. Nu există în ceea ce oamenii pot face putere de regenerare. Dar cuvântul întrupat și Duhul lui Dumnezeu sunt entități spirituale în care există putere nelimitată, infinită și eternă. Această putere a lui Dumnezeu, manifestată prin cuvânt și prin Duh, când intră și lucrează în inima unui om, în inima acelui om nu se schimbă religia, ci se schimbă el din temelia existenței lui. Așa cum spuneam în rezultatele nașterii din nou, îi se schimbă mintea, îi se schimbă inima, îi se schimbă prioritățile, îi se schimbă valorile vieții, îi se schimbă existența lui în toate manifestările acesteia. Frați și surori, când vorbim despre Biserica lui Dumnezeu, nu vorbim despre clădirea aceasta pe care
în primul weekend al lui noiembrie o vom aniversa 4 ani de la inaugurarea ei. Biserica lui Dumnezeu nu este făcută din metal, din beton, din cărămizi, ci este făcută din oameni care atunci când s-au întâlnit cu mesajul lui Dumnezeu din cuvânt, cuvânt care le-a spus ce să facă, și cu Duhul lui Dumnezeu, Duh care i-a ajutat să împlinească ce le spune cuvântul, oamenii aceștia se implică într-un proces de schimbare interioară. Oamenii care vin în adunarea lui Dumnezeu sunt foarte diverși. Deseori în adunarea lui Dumnezeu pot intra și oameni în stare de ebrietate, sub influența alcoolului. Noi nu avem la ușă pe cineva, un polițist care să ofere cuiva un sistem de detectare a gradului de alcoolemie. Aici este un loc public, ca și aeroportul, intră oricine. Intră și oameni născuți din nou, intră și oameni nenăscuți din nou. Intră și oameni care vin pentru că îl iubesc pe Iisus, dar vin și oameni care vin din curiozitate sau din alte motive. Au o obligație față de cineva. Adunarea aceasta a oamenilor care vin aici nu înseamnă biserică. Biserică înseamnă oamenii născuți din nou, care s-au pocăit ca o reacție a chemării lui Dumnezeu, care au acceptat lucrarea cuvântului și a Duhului Sfânt în viața lor, care s-au sfințit și sigur în procesul neprihănirii au trecut prin toate etapele acestea. Oamenii aceștia sunt o parte din adunarea care vine să se închine duminică dimineața sau duminică seara sau joi seara. Asta presupune că adunarea este totalitatea oamenilor care intră în sanctuar. Dar când intri în sanctuar, nu presupune neapărat că ești un om pocăit sau că vrei să te pocăiești măcar. Nu presupune deloc. Când vii într-o biserică, nu ai obligația să te pocăiești. Dumnezeu te cheamă, îți poruncește, dar foarte mulți oameni ies la fel cum au intrat, nepocăiți. Asta nu înseamnă că oamenii aceștia vor ajunge în cer doar pentru faptul că au venit într-o adunare. Nu! Apartenența la o confesiune religioasă nu oferă deloc și nici un pic dreptul de a ajunge în cer. Singurul care oferă dreptul de a ajunge în cer este o relație personală, conștientă și voluntară cu singurul care oferă iertarea păcatelor prin pocăință și naștere din nou. Pocăință este ceea ce fac eu. Pocăința este responsabilitatea mea. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betania.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.